Continuăm, dragii noștri, să ne petrecem aici la EMI TV cu elevi talentați și cu profesorul lor, domnul Grigore Burlan. Avem alături de noi ansamblu Jiulețu de la Rovinari și grupul de vior de la Palatul Copiilor Târgu Jiu. Ne mândrim, cum să nu ne mândrim, că avem viitorii artiști, nu, domn profesor? Avem viitorii artiști, folclorul este pe mâini sigure. Mă uit la ei așa cum le sclipesc ochișorii, parcă emană numai steluțe și noi ne bucurăm. Îi rugăm pe colegi să afișeze numărul de telefon 0799620520, că poate cineva vrea să vă felicite și de ce nu, că meritați. Că meritați. Cu cine mai vorbim așa dintre copii? Cui se mai dă microfonul? Mai avem pe cineva care cântă individual? Uite băiatul de aici, cu vioara. Ia să vedem. Tu cum te numești? Tănăzoiu Roberto Constantin. Și tu de unde ești? De la Rovinari. De la Rovinari? Cânti și vocal, cânti și cu vioara, nu? Da. Și ce ne cânti în seara asta? Ai cântat, da. Ce ne-ai cântat? Hora ca la Gorj. Hora ca la Gorj. Și de cât timp ești la domn profesor? Aproape 2 ani. Aproape 2 ani? Da. Și cum îți place la domnul profesor? Este așa mai drastic cu voi? Sau când e de glumit, e de glumit și când e de muncă, e de muncă? Când e de glumit, e de glumit și când e de muncă, e de muncă. Când e de muncă, e de muncă, da? Bravo. Pe tine cine te-a îndrumat pe calea folclorului? Părinții și cânta străbunicul meu la vioară. Da, ia auzi, înseamnă că ai rădăcini așa, da. Rădăcini în familie. Uite, mai avem o fetiță aici, frumoasă. Tu cum te numești? Mă numesc Macrișoia Anisia. Da? Și tu de unde ești? Din Cocoreni. Din Cocoreni, da, cu tine parcă am zis așa că Cocoreniu este aproape de Rovinari, da? Da. Și parcă ne-ai cântat un cântecel sau ne cânti? Am cântat. Da? Și ne mai cânti sau doar un cântecel ne cânti? Doar un cântecel. Uite, avem o fată cu vioară acolo, hai să o chemăm aici lângă noi, să mai chemăm. Tu cum te numești? Bună seara. Mă numesc Mărgău Andreea Daniela și cred că mă știți. Da, te știu, tocmai de asta te-am și chemat. Cum să nu? Bravo. Ia zi-mi, tu de cât timp ești la domn profesor? 3 ani jumătate. 3 ani jumătate și doar cu vioara cântăm? Cânt și cu voce, dar la doamna Cristina Olteanu. Da, deci, păi, da, Palatul Copiilor este aici la Târgu Jiu și acolo este profesor și doamna Cristina Olteanu, care, la fel și dânsa, este foarte dedicată muncii sale și, ca și domnul profesor Burlan, vă învață tot despre muzică, toate tainele, da? Pe tine cine te-a îndrumat să mergi la ambii profesori, să zicem așa? Păi toată familia zicea, hai că muzica e pentru tine și chestii deci, de genul. Au descoperit părinții tăi că tu ai talent, da? Și sunt cu tine, te susțin, da? Merg peste tot cu tine, bravo. Uite, mai avem băieți mari pe acolo, pe cine să mai prezentăm? Mai avem o domnișoară acolo, vino aici lângă mine. Tu cum te numești? Bună seara, mă numesc Galbenu Tania. Și tu ne cânti și individual sau doar la grup? Da, o să cânt o piesă cu vioara. Așa, acum spune-mi un alo. Alo? Bună seara. Bună seara, cu cine vorbim, de unde ne sunați? Sunt Aurica de la Bărăstii Hasegului, județul Hunedoara. Wow, ce frumos! Cum ne vedem acolo la Hunedoara? Suntem bine? Frumoși? Talentați? Da, da. Mă urmăresc, să știți, mulțumim. Dar nu prea am putut să intru, niciodată n-am putut să intru până acum. Pentru că atunci când avem foarte mulți invitații, nu putem să luăm telefoane, că trebuie să stăm de vorbă cu invitații. Dar în seara asta, domn profesor chiar a zis așa că vrea să intre în direct și cu telespectatorii și uite că s-a întâmplat acest lucru. Dar numai acum am deschis și nu știu cum se procedează, nu știu cum să... Păi, dacă ați deschis melodiile din platou sau le dedicați cui vreți nu, dedicați melodiile din platou cui vreți dumneavoastră și la mulți ani sărbătoriților, dacă aveți sărbătoriți. Da, aș vrea pentru fica mea de la Obreza, județul Caraș. Da? Pentru băiatul meu de aici de la Bărăt cu familia, pentru nepoata mea de la Livezi. Și pentru toți cei care ascultă EMI TV.
și pentru dumneavoastră. Mulțumim, doamnă, mulțumim. Uite, domn profesor cu copiii v-au purtat noroc în această seară. Să fiți sănătoasă și să mai reveniți cu telefoane, mai ales acolo la dedicație muzicale joia, când e Gigi Vasile. E special acolo, cereți ce interpret doriți dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru telefon. Vă mulțumesc și eu și vă doresc o noapte plăcută. Doamne ajută, Doamne ajută, noi mai cântăm după aceea la somn, după aceea mai durează. Mai avem telefon sau vorbim cu domnișoara mea frumoasă? Ia, alo? Alo? Bună seara, cu cine vorbim? Bună seara! Bună seara, ce voce frumos! Sunt bunica Andrei Popescu. Andreea Popescu, ia, care e Andreea Popescu? Bunica cea micuță. Vezi ce surpriză ți-a făcut bunica? Bună seara, doamna bunica Andrei Popescu. Cum vă Rita, numiți? Rita, mama e Rita. Da, ia uzi, doamna Rita. Da, toți copiii să fie fericiți și sănătoși și domn profesor, sănătate maximă și mulțumim din suflet. Baftă la toată lumea în această seară. Ei oricum sunt niște copii deosebiți, că domn profesor a avut grijă și i-a îndrumat perfect. Așa este. Și la mulți ani tuturor ce poartă numele de Sfântul Gheorghe în această zi frumoasă. Sunteți emoționată când vă vedeți puțin, nepoata? Puțin răcită. Vă dorim sănătate atunci. Mulțumim din suflet la fel și dumneavoastră. O seară bună. Mulțumim. Nepoata se descurcă, da? Cum? Ce simți tu așa când ai auzit-o pe bunica la telefon, da? Că nu știam că o să luăm telefoane, nu? Salut-o pe bunica. Bună, mamaie. Bună, mamaie. Da, mamai, uite, s-a roșit. Domn profesor e cu tine. S-a roșit toată, dar eu am văzut că ea nu are așa emoții. Am văzut-o că vorbește așa cum trebuie și are zâmbetul la purtător. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mulțumim, la revedere, o seară bună în continuare. Doamne ajută, numai bine. Mai avem telefon sau vorbim cu invitații mei? Așa, vorbim cu tine, da? Așa, mai îmi spui o dată. Te rog, când ne vei cânta, ce ziceai că ne cânti? O să cânt o piesă cu vioara. O să cânti o piesă cu vioara, deci tu nu vrei să... Vai de mine, nu vreau să facem accidente pe aici. Deci tu nu vrei să cânti cu vocea, nu? Sau în această seară... Nu ți-ai descoperit talentul? Sau cânti cânt, și cu vocea? Cânt și cu vocea, da. Păi asta vreau să Dar știu, Dar în această seară o să cânt cu vioara. Și tu de cât timp înveți De aproape 10 ani. Oho, ai ceva anișor. Și ești tot de la Rovinari? Din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu și facem naveta? Sau vii aici la clubul, la clubul elevilor? Deci ai crescut la clubul elevilor, ai profesor. Crescut bine pe la concursuri, ai început să mergi? Da. Auzi, înseamnă că poți să ne amintești așa unele la care poate ți-a plăcut ție mai mult așa sau ai trăit mai multe emoții sau ai obținut vreun premiu? Ultimul a fost Doină, Doină, Cântec Dulce. Da? Și unde s-a desfășurat? Aici, în Târgu Jiu. Aici, în Târgu Jiu. Da. Bravo. Păi, măi, trebuie să scot eu acum vorbele cu voi trebuie, nu mă sună laudă, e bine, de știut, ești modestă, așa e, da? Deci ai obținut și un premiu important, premiu 3 este un premiu bun. Întâi? Domn profesor, veniți aici, dumneavoastră și șoptiții, că fata nu... E mai timidă. Felicitări. Mulțumesc. Ești timidă, dar te tratezi și îți dorim felicitări și mai zicem un alo. Alo! Alo, bună seara! Bună seara, cu cine vorbim? De unde ne sunați? Din Andreea vă sun, sunt Ionuș și Doiu, unchiului Victoraș. Victoraș, vino aici lângă noi, Victoraș și Doiu! Ia, cum îl saluți pe unchiul? Bună, unchiul! Bună, mătușa, unchiul! Aveți și mătuș și unchiul plecați acolo? Bravo! Da, toată lumea este aici. Sunteți bine? Sunteți bine? Ne vedem profesor. Și ne vedem bine acolo și ne auzim bine în Anglia. Da, perfect. Bucuroși atunci, suntem bucuroși. Felicit pe domnul profesor și pe nepotul meu Victoraș. Mulțumesc. Dumneavoastră pentru emisiunea dumneavoastră. Mulțumim. Și pentru copiii prezenți și toată lumea prezentă. Și aș vrea să-i transmit și un mesaj lui Victoraș, sunt foarte mândru de el și felicitări pentru ceea ce face. Mulțumesc! Ce frumos! Mulțumim frumos unchiului!
Victoria, și ia să vedem, hai să, deci tu ești, hai să-l salutăm pe unchiu și să-i mulțumim pentru telefon, să ne urmărească în continuare, acum vorbim cu nepoțelul, deci Victoria și Doiu te numești tu, da? Și la vioară de când? De la vârsta de 5 ani. Aproape microfon. De la vârsta de 5 ani și 2 luni. Și 2 luni, ține minte tot, da? Și acum câți ani ai? Acum am 11 ani. Au trecut ceva anișori. Și cum au fost anișorii ăștia așa, alături de domn profesor? Ne știam foarte minunat pentru el. De pentru mine. Tine, da? Bravo, înseamnă că îți place. Îți place mult să cânti cu vioara, nu? Da. Și la tine cum a fost? Cred că ai și tu în familie moștenire, nu? Da, pe bunicu. Pe bunicu. Și pe străbunicu. Și pe străbunicu, da? Bravo. Și spune-ne repede un premiu important. Tot la fel, Doina, Doina, cântec dulce. Premiul întâi. Premiul întâi, bravo, felicitări. Și mergem în continuare cu cântec.
margete. Foaie verde trei cele nu purtam într-o margete. Nu purtam într-o margete. Cum să rămâi fără ele? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
astăzi, Doamne, bune, ce dragoste învață, uite, soare, vină, lună, să dăm penică pe mână, uite, lună, vină, soare, că n-am nicio supărare, uite, soare, vină, lună, să dăm penică pe mână, uite, lună, vină, soare, că n-am nicio supărare. Pasul cu noi, hey, hey, hey.
noi om cântă și om haulie, să se audă până și când om haulie odată, să ne audă lumea toată, când om haulie odată, să ne audă lumea toată, că eu cânt cu bucurie, viața dragă să ne fie. Spectatorie, sârbe, hore, hăulite, gorjenești în această seară la EMI TV, toate dăruite din suflet de acești elevi talentați și de profesorul care este cu ei în această seară, domnul Grigore Burlan. Vreau să mai vorbim și cu cine, uite, băiatul care ne-a cântat acum, vin aici. Tu cum te numești? Baldovin Alexandru. Alexandru Baldovin, și tu de unde ești, Alexandru? Din Târgu Jiu. Da, și la tine în familie a cântat? Cântă cineva? Da, bunicu. Bunicu, da, moștenire de familie și la tine. Și cânti? Și străbunicu, și străbunicu. Domn profesor știe tot despre fiecare în parte, așa că vă mai amintește dacă omiteți să spuneți acolo pe cineva da. Din familie. Și la tine doar vioară sau cânti și cu voce? Nu, doar vioară. Doar vioară. Deci, avem, domn profesor, avem vioriști. Ce vreau să vă spun? Vă rog. Alexandru este și un bun clasician. El face muzică clasică și folclor. Acum recent a câștigat un premiu la Vâlcea, spune tu, Alexandru. Laudă-te, Alexandru, că de asta ai venit aici, să vadă lumea ce talentat ești. Da, am câștigat un premiu. Este vorba despre primul 3. Bravo, felicitări, avem și premiaj aici, da, bravo. Face și vioară la liceu de artă și este un elev bun.
Bravo, felicitări, felicitări. Copii, e bine că studiază, uite, vioara, alții vocal și nu pierd timpul, așa cum pierd alții copilași, poate. Cu cine ne-am mai vorbit? Cu cine să mai vorbim? Ingrid, ia să vedem. Ingrid, vino aici lângă mine, Ingrid. Ingrid, ce mai cum ea? Ciobanu Ingrid Anisia. Ingrid Ciobanu Anisia. Măi, ai două prenume frumoase și cântăm doar cu vioara? Nu, și cu vocea. Da? Și ambele, și vioara și vocea la domn profesor sau cu vocea aici la cineva? Nu, cu vioara. La voce sunt la doamna Nicoleta Lătărețu. Așa, o salutăm și pe Nicoleta Lătărețu, că și dânsa are acolo un aport. Și de când ai început să mergi pe drumul cântecului popular? De vreo 5 ani. 5 4, ani, da? Da. Și te-a luat cineva de mânuță și te-a dus unde prima dată? Sau fratele. Nu te-a... Fratele te-a dus. Ia chemă și pe frățiorul aici, ia. Păi, Patrick, da, fratele te-a luat de mână și te-a dus. Unde ai dus-o prima dată, Patrick? La liceul de arte. La liceul de arte ai dus-o prima dată, da? Și ia văd că e mai emotiv așa decât tine, mai micuță, așa, nu e? Da. Da? Și, până se învață. Microfonul aproape de... Până de, se învață. Până se învață. Și studiați împreună acasă ce vă dă domn profesor la studiu? Nu neapărat. Ne învățat? Nu neapărat. Ea făcând și clasică... Microfonul aproape. Ea făcând și clasică, studiază mai mult clasică în ultimul timp. Dar studiem și folclor, studiază și cu mine și de o la ajută domn și frățiorul, ajută și frățiorul și de la doamna, și de la doamna profesoară, da. Normal că ea este și solistă, viitor solistă vocal. Și la tine așa, eu știu ce interpret de muzică populară îți place ție cel mai mult? Ca cine vrei tu să ajungi așa? Ai un vis? Maria Apostol. Maria Apostol, ce frumos, bravo. Sunt tinerii din ziua de astăzi care, na, aduc, amintesc, au modele tot tineri, dar uite că ea are într-adevăr o mărie a gorjului care a fost și va rămâne și va dăinui peste ani și cântecele ei chiar au rămas, noi am câștigat o pâine și câștigăm o pâine în continuare cu cântecele măriilor noastre, pentru că folclorul și mai ales folclorul, mai ales folclorul autentic, nu o să piară, da? Mă bucur pentru voi. Ce să mai, cu părinții voștri sunt mândri, le mulțumim că, nu domn profesor, că da. Îi susțin pe copii. Haideți aici că e ultima intervenție în care vorbim, după aceea doar cântăm și o să se termine misiunea cu vorbitul, așa că dacă e să mai vorbească cineva, să-mi spuneți băieții de acolo. Vă rog, Andrei, cine e Andrei? Oh, Andrei? Andrei și mai cum? Bună seara, Preda Andrei. Nașu și cu finu. Da. Bună seara, Andrei și mai cum? Preda. Preda, de la Rovinar, nu? Nu, din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu. Cum e nașu cu finu? Exigent? Nu. Nu, nu este, da? Cred că nu există persoană mai calmă decât domnul profesor. Da, l-am văzut că e de o calmitate foarte rară. Nu l-am văzut niciodată, nu știu dacă l-a provocat vreodată să-l vă nervos. M-am supărat de două ori. Ține de minte, de două ori în viață. Odată cu generația lui Andrei. Vă rog. Odată cu generația lui Andrei și acum vă trei săptămâni, cred că m-am supărat din nou. Deci din anii ăștia în care dumneavoastră, deci, predați de câți ani a zis? Din 94. Deci în atâția ani dumneavoastră v-a supărat doar de două ori. Da. Doamne, ce inimă largă aveți. E bine că nu puneți așa la suflet. Că, nu știu de ce, sunt un piculeț mai necalculat atunci. Pentru că fac prostii. Și atunci nu mă abțin să fac. Nu. Dumneavoastră sunteți un pedagog foarte bun, știu eu așa, și e bine că vă dedicați și puneți mult suflet și mă întrebam de dumneavoastră când mai aveți timp. Personal, nu știu, de familie, de dumneavoastră, de... Eu lucrez foarte mult noaptea, scriu partituri noaptea. Da, da, și somnul de noapte... E și el acolo. Este, da. Benefic pentru organism, nu? Sigur, da. Ce vreau eu să vă mai zic? Aș vrea să nu fiu modest de data asta. Da, spuneți, vă rog. Vreau să vă spun că fetițele care au fost fac parte dintr-o... Deci, pentru prima dată spun acest lucru. Am mai făcut o publicitate acum 2 ani. După ce eu am fost nevoit să mă retrag de la școala populară, fără voința mea. Îmi pare rău, a fost să aud asta. Da, a trebuit să fac ceva, să mențin grupul și
mi-am făcut o școală privată. Felicitări! Acum nu vreau neapărat să fac publicitate, dar totuși îmi fac. Păi stai puțin, dar mulți poate nu știu. Uitați, eu nu știam acest lucru. Da, păi nu știu. E foarte bine. Deci... Fetițele care le-ați ascultat fac parte din școala proiectul pe care eu, da, din proiectul meu, pe lângă primăria orașului Rovinari, care m-au ajutat foarte mult și mă ajută. Deci le puteți mulțumi, da, celor le care mulțumesc, v-au ajutat. Da. Și mai am un proiect la Turceni, unde am... Am avut 23 de viori, acum au rămas fost 17, pentru că se mai retrag. Dacă văd că nu reușesc să practice această meserie, se retrag de la sine. Așa. Deci, deocamdată sunt două clase, zic eu, foarte bine pregătite. Așa, urmează să îmi fac un sediu când mă apropia de pensionare. Cred că la Rovinari, nu? Da, la Rovinari. La Rovinari. Noi vă felicităm, așa cum spuneam, sunteți foarte dăruit și e mare lucru, pentru că sunt mulți dascăli care poate unii pun atâta suflet, alții poate nu au timp, se ocupă mai mult de dânsii și tot așa. Nu, absolut, absolut. Deci despre finul ce putem spune? De cât timp e la dumneavoastră? Despre finul este un copil extraordinar. Are... Câți ani ai? 7, 8 ani. 8-9 ani. Da. El mai nou cochetează și cu clasa de muzică ușoară. Unde merge acolo la colegul meu, Laurențiu Pănoiu, cu chitara. M-am cam supărat într-o perioadă, dar până la urmă, dacă el asta vrea, asta să facă. Asta este. Deci, eu zic așa. Noi suntem pe final cu vorbitul și vă mulțumim din suflet și dumneavoastră și tuturor copiilor. Eu le doresc tuturor succes și dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Cu multă răbdare și dăruire, așa cum ați făcut-o până acum. Și eu zic să mai veniți într-o altă emisiune, că avem multe de vorbit și multe dăruit celor de acasă. Dragi telespectatori, încă o dată la mulți ani sărbătoriților dumneavoastră, dragi copii și domnului profesor, în speranța că și de această dată am fost pe placul dumneavoastră, vă lăsăm cu muzică, ne vedem mâine seară. Cântec!